Municipiul Drobeta Turnu Severin a furat startul pregătirilor de Crăciun și a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. Autoritățile spun că au luat această decizie pentru ca oamenii să aibă un motiv de bucurie în perioada dificilă în care ne aflăm. Drobeta Turnu Severin a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. De câteva zile pe străzile orașului au început să fie montate decorațiunile luminoase. Municipiul este printre primele orașe unde a început deja să se simtă magia Crăciunului. Din acest punct de vedere, municipalitatea împreună cu firma cu care amenajează iluminatul festiv s-a apucat de a pune aproape 3.000 de figurine, de plase, de torturi luminoase, plus că vom avea și brazii care au fost și anul trecut în toate locațiile aferente, inclusiv în cartierele marginașe. În acest punct de vedere pot să vă zic că peste 60 de străzi vor fi amenajate, iluminate, corespunzător, pentru a ne bucura puțin și de sărbătorile de iarnă, cu toate că avem un an destul de greu vis-a-vis de pandemia care ne încearcă. Drobeta Turnu Severin a intrat deja în spiritul Crăciunului, pregătirile pentru sezonul sărbătorilor de iarnă fiind aproape finalizate. Peste 60 de străzi din oraș vor fi amenajate și luminate corespunzător. Și cum acestea trebuie să aducă lumină în sufletele noastre, pe data de 1 decembrie vor fi aprinse toate luminițele de Crăciun.